dacă serviciile de informații erau integrate și puneau informația la un loc, nu se întâmpla nici atentatul de la Paris, nici cel de la Bruxelles și nici cele viitoare. Pentru că fiecare ține pentru el. Ce-i mai secret decât secretul la serviciile secrete? Și le place să țină secretul ăsta pentru ei, pentru toată lumea. E averea lor. Ori niște servicii europene integrate ar fi putut preveni mult mai ușor dezastrele teroriste care se petrec pe teritoriul Uniunii Europene. Avem o criză a migrației ilegale. De asemenea, scăpată de sub control și fără soluție. Ba mai mult, această criză a dărâmat pilonii ai Uniunii Europene, Schengen și acordul de la Dublin. Cu totul alta ar fost situația migrației ilegale dacă am fi avut o poliție de frontieră unică a Uniunii Europene. Puteai să deplasezi resurse umane dintr-o țară în alta, în punctele fierbinți, și să pui sub control accesul pe teritoriul Uniunii Europene. Au intrat și au pornit ca o goardă prin Europa, iar Europa n-a fost capabilă ca la punctele de intrare să știe cine a intrat.